Bună dimineața, mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră prilejuită de un eveniment organizat de grupul Renew Europe, al treilea grup ca mărime din Parlamentul European și în care am plăcerea să fiu membru. Este pentru noi foarte important să discutăm despre temele mari ale Europei și dezvoltarea urbană ca parte a politicii mai largi de dezvoltare teritorială este unul din pilonii Europei. Astăzi există această oportunitate de a vorbi despre mobilitate. Mobilitate în Europa, mobilitate în orașele Europei, lucruri care afectează cetățenii zi de zi. Noi nu doar că punem pe masă soluții europene pentru problemele de mobilitate, ci mai mult decât atât avem o echipă întreagă din partea grupului în Europa de primari, de experți pe care o putem angrena în oferirea de soluții pentru București și pentru problemele României în general. Astăzi, la evenimentul care va urma, vom discuta exact despre cum sunt aceste soluții puse în practică în Europa față de rateurile și politica complet neprofesionistă pe care o vedem în orașe cum este București. Toți bucureștenii își doresc un oraș în care să circule decent și lucrul acesta nu se întâmplă. Vom avea invitați experții Renew, dar poate cel mai important lucru pe care vă invităm să-l vedeți sunt soluțiile pe care atât la nivel european cât și la nivelul Bucureștiului le punem pe masă și aș vrea să îmi permite să vă introduc alături de mine, sunt candidați care vor face cinste acestui oraș. Discutăm de Mădălina Scurtu din partea Alianței, candidat desemnat comun. Iată o chestiune de premieră pe care puteți să o preluați. Avem USR și plus la un loc, este desemnată de Alianță deja. Avem pe Diana Buzoianu, candidat plus sector 1. Și în această echipă frumoasă, evident, avem și un lider, și anume Vlad Voiculescu. Vlad Voiculescu, care vă va spune câteva cuvinte despre soluțiile pe care le vom propune pentru București. Vlad. Vă mulțumesc și eu la rândul meu că sunteți aici astăzi. O să avem o conferință cu câțiva dintre experții europeni și dintre decidenții europeni care au schimbat fața câtorva orașe. Unul dintre ei este chiar coordonatorul capitolului de mobilitate, Ana Drăguțescu. Coordonatorul echipei de mobilitate din Bucureștiul Oamenilor Buni, platforma pe care candidez și candidăm împreună pentru a transforma acest oraș și zona metropolitană de care avem atâta nevoie. Avem nevoie pe scurt de un plan și avem nevoie să ne ținem de acel plan. Ce s-a întâmplat ieri și ce s-a întâmplat în ultimele zile, o să comentez doar două aspecte. Unu, momentul acela în care orașul a rămas din nou blocat ieri, după o primă ninsoare. Mă întreb cum s-ar fi întâmplat lucrurile dacă am fi avut cu adevărat o iarnă adevărată. Ieri am văzut câteva imagini tragicomice. Una era cu un autobuz care în ceea ce ar trebui să fie zona metropolitană București, oameni, în majoritate femei de altfel, împingeau un autobuz, îl scoteau din zăpadă, pentru că nu fusese curățat deloc. Dacă ne uitam la acel autobuz, vedem că avea și zăpadă deasupra, ceea ce spune multe despre cum era condus acel autobuz, spune mai degrabă despre cum este, ne vorbește mai degrabă despre cum este condus STB, despre unde sunt lăsate acele autobuze peste noapte, despre autobazele cu care doamna Firea din nou parcă se joacă la păcănele. Știm de acolo din interior, de la STB, știm că autobaza Pipera, de exemplu, a primit anunț că trebuie să fie eliberată până la 31 martie. Și dintr-o dată, la începutul lui februarie, la 1 februarie, a trebuit să fie, oamenii au fost luați pur și simplu cu japca, au trebuit să se mute în altă parte, într-o bază veche, în care nu exista niciun fel de utilități și oamenii lucrează în condiții complet indecente. Mai mult decât atât, dacă ne uităm la declarațiile decidenților din STB și din primărie, din nou, parcă este un joc de păcănele, directorul STB ne spune că ar putea să dubleze prețul biletelor, asta în timp ce STB este finanțat în proporție de peste 80% prin subvenția de la primărie. Asta înseamnă, pe de o parte, că o companie nu este nici cum sustenabilă, înseamnă că nu există niciun fel de plan
Și din nou, pe de o parte avem în bugetul capitalei 800 de milioane de lei alocați pentru subvenția STB și avem de asemenea o creștere a venitului din bilete de 17%. Cum vă puteți închipui că dintr-o dată bucureștenii vor plăti cu 17% mai mult? Deci în fiecare zi aproape vine câte o știre, habar n-au ce cred că în propriul cap ce se întâmplă. Și cu atât mai puțin în propria companie sau în propriul oraș. În momentul ăsta îmi fac griji pentru sănătatea financiară a acestui oraș, pentru fiecare dintre companiile, și nu vorbesc de companiile municipale, ci în special de companiile care chiar sunt extrem de importante pentru București, și vorbesc în primul rând de STB. Ce trebuie să facem, mă întorc, este să avem un plan și să ne ținem de el. Astăzi vom vorbi cu oameni care știu despre ce e vorba, despre planuri de mobilitate urbană durabilă. Există și la București un plan de mobilitate urbană durabilă, a fost finalizat în 2015 și jumătate dintre proiectele pe care le propune doamna Firea n-au nicio legătură cu acest plan. Deci avem un plan pe care am cheltuit aproape 1 milion de euro, făcut ca lumea de experți, prezentat în 2015, ceea ce se întâmplă n-are nicio legătură cu acel plan. Este ceea ce se întâmplă în România de atât de multă vreme. Repet, a treia oară, avem nevoie de un plan și avem nevoie să ne ținem de acel plan. Și să nu facem lucrurile peste noapte, avem ceea ce se cheamă bune practici la nivel european. Și avem proaste practici la nivel românesc și la nivel bucureștean. O proastă practică este să vorbești despre o vinietă pe care apoi să o și bugetezi, fără niciun fel de consultare cu nimeni, să spui apoi că o să-ți vină și 1 miliard de lei din acea vinietă, după care să spui, stai, poate facem un referendum. Modul cum se fac planurile este așa. Chem experții la masă, după care te consulți cu toată lumea care este afectată de acel plan, după ce ai un plan bine stabilit, după asta îl și implementezi și te ții de implementarea lui. E atât de simplu, nu trebuie să inventăm roata. Avem astăzi aici, o să vedeți, avem oameni care au făcut asta, care ne spun de atâția ani de altfel, dar au venit astăzi la București să ne spună încă o dată, puteți să transformați orașul ăsta, puteți să vă bazați pe puteți să aveți un transport în comun eficient și curat și sigur pentru toată lumea și suntem aici să vă ajutăm, la fel cum a fost Uniunea Europeană, Comisia Europeană și toate instituțiile europene și orașe prietene au fost lângă noi întotdeauna, trebuie numai să cerem ajutorul și după aia să și respectăm munca specialiștilor și opiniile oamenilor. Asta e tot ce trebuie să facem. Vă invităm astăzi să vedeți atât discuțiile cât și proiectele noastre concrete pentru infrastructura din București, pentru îmbunătățirea traficului și mai ales pentru ceea ce este extrem de important, un plan de mobilitate care să permită tuturor bucureștenilor, dacă nouă ne-a fost greu să mergem pe picioarele noastre ieri în oraș, cum este să fii o femeie cu care împinge un cărucior de copii, cum este să ai un handicap fizic. Pentru acești oameni sunt pur și simplu izolați în casele lor. Lucrul ăsta nu trebuie să se mai întâmple, avem nevoie de un plan. Și avem nevoie să-l implementăm. Punct cu punct. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos. Dacă aveți întrebări pentru oricare dintre noi, vă stăm la dispoziție, dacă nu, vă așteptăm la conferință. Sau ambele. Vă rog. Aș dori să... Probabil că o să termine și cu o întrebare, dar aș vrea puțin să comentez pentru că nu numai că trăiesc de 60 și ceva de ani în București ăsta, dar se vede cu ochiul liber, mai ales în ultimii ani, că nu se dorește să se facă ceva pentru oameni, într-adevăr. Adică se face numai așa, lăudat la față, hai să ne lăudăm la televizor, hai să păcălim oamenii care mai sunt de păcălit, numai că oamenii nu mai sunt chiar așa de mult de păcălit, să mai deșteptați, să și văzut la alegeri. Și atunci, ceea ce vreți să faceți dumneavoastră, dacă veți ajunge în posturile respective, trebuie neapărat să se călăuzească pe aceste lucruri. Ce facem pentru oameni? Și atunci trebuie făcute probabil niște liste de priorități, că sunt niște lucruri foarte multe prost făcute sau nefăcute de 30, de 50, de 100 de ani și trebuie făcute astea să vedem care sunt prioritățile. După care sigur că trebuie să ne facem un paralel, nu? Și problemele pe care le aveți dumneavoastră în program, că nu poți să le lași pe alea și să te ocupi numai să repari niște prostii care există sau lucruri care nu există. Dar apropo de zăpada asta de 2 zile, uitați-vă pe unde treceți, că suntem ziariști și trecem toată ziua acolo, pe trecerile de pietoni.
care nu sunt curățate. Deci primul lucru trebuiau făcute curățenie la trecere de pietoni, lângă stațiile de transport în comun, pentru că de stații efectiv se ocupă STB-ul și în fiecare an și-au cam făcut datoria, dar pe lângă, eu stau la obor. Dom'le, acolo în jur este încă zăpadă. Sunt mii și mii de oameni care trec în fiecare zi de la metrou către stație, de la traversează de colo-colo. Aseară, deși am fost ieri în piață și nu mi-am luat aparatul, dar în sfârșit, aseară târziu m-am dus să fac niște fotografii. Am dat o colo la toată piața. Bineînțeles că în curtea primăriei, știți că este primăria sectorului 2, lângă Parcul Obor. Vreau să vă spun că și anul trecut, și acum 2 ani, de când este așa, acolo este lună, dai cu limba, sunt câte 10 oameni, 4 mașini care curăță în jurul primăriei de poți să mergi târâși, și cum spuneam, să dai cu limba, și la 100 de metri în dreptul trotuarelor și nu este curățată zăpada. Ce fel de primar e ăla și ce subalterne are lingător de... Scuzați! Da. Care sunt în stare numai să facă frumos pentru primar să vadă în zona aia și restul nu se ocupă. Nu se poate așa. Cred că am înțeles. Există o vorbă a planificatorilor urbani care spune așa, dacă planifici pentru mașini, ai mașini, dacă planifici oameni și locuri, ai oameni și locuri. În cazul nostru, dacă planifici pentru oameni, o să fie ceva bun pentru oameni, dacă planifici pentru primar, s-ar putea, în cel mai bun caz, să iasă ceva bun pentru primar. Cam aici suntem în București, că nu mi se pare că se fac multe nici pentru mașini măcar. În București, ieri, atunci când vine orice fel de chiciură, de zăpadă, de ploaie, ce se întâmplă e că primii afectați sunt tocmai oamenii care nu își permit neapărat o mașină personală, ei nici măcar nu mai pot să iasă din casă. Deci de multe ori să ai o mașină personală devine o necesitate absolută pentru că nu poți să mergi de colo până acolo. Nu mai vorbesc de oamenii cu un handicap sau de femei cu cărucior sau... Pur și simplu, ca om, toată firea, ca om care nu-i lipsește nimic, nu, e foarte greu să mergi pe jos dintr-un loc în altul, câteodată este imposibil. Și asta are legătură, pe de o parte, cu modul în care ne organizăm ceea ce se cheamă mobilitate, pe de altă parte, are de-a face cu planificarea urbană. Dacă lași cartiere să se dezvolte fără să ai niciun fel de plan de mobilitate acolo, pentru cartierele respective, nu ai niciun fel de plan pentru transportul în comun, atunci singura posibilitate a oamenilor este să-și cumpere mașină, fiecare dintre ei, cei care își permit. Și apoi ne mirăm cum rămânem înțepeniți în București. Dacă toată lumea are o mașină mică și suntem câteva milioane, nu există destul loc pe șosele pentru toată lumea. Dacă nu oferim oamenilor alternativă cât mai rapid, atunci evident orașul este blocat. Iar ce spuneți dumneavoastră este cât se poate de adevărat. Pietonii sunt primii care sunt sacrificați, păi bicicliștii, cei care folosesc orice fel de alt mijloc alternativ de transport. Și eu vă mulțumesc. Vreo întrebare? Altă întrebare? Altă întrebare? Vă așteptăm, conferința începe chiar acum la ora 2 și prezentarea soluțiilor lui Vlad Voiculescu, concret, cartier, cartier, hărți, adică chestiuni legate de mobilitate urbană, va avea loc chiar la 2:10, dacă veți vrea să vedeți inclusiv proiecțiile care vă arată efectiv cum arată soluțiile în plan în hărți și ca instrumente concrete, vă așteptăm cu drag. Altfel, oricum, vă vom pune la dispoziție prezentarea. Mulțumim foarte mult și vă așteptăm sus. Mulțumim.